Bună dimineața! Ca de obicei, eu sunt matinal. Am dormit extraordinar de bine. Camera mea este aici la parter. Am și două băi numai ale mele. Senzațional această cazare. O să vă și arăt. Și uitați în ce zgomot m-am trezit eu. Se aud valurile și cicade. Este un zgomot atât de plăcut de relaxat al naturii. Dormi neîntors. Vă las puțin să ascultați. O să iau câteva cicade să le duc la mine în curte. Glumesc. Uitați și luna. Este ora 5 aici, cred că 6 în România. Pe la ora 7, cred că și domnul Sorin o să se trezească și vreau să mergem la o pescărie aici sau la un magazin și azi vreau să gătesc, să le fac o saramură. Sper să le placă și să-i surprind. Saramura aceea faină de năvodari, dobrogeană. Mama mia! Nu știu încă ce pește găsim aici, doradă, lup de mare, am înțeles, dar nu contează. Din orice pește o să iasă o saramură bună. Am zis mai devreme că o să iau câteva cicade, să le duc la năvodari și aici o să aduc pescăruși. Nu prea am văzut pescăruși, sunt foarte, foarte rari. Uite, văd unul acolo. Este încă devreme, abia se luminează. Nu o să fie calitatea filmării foarte bună, dar trebuia să vă arăt la prima oră. Uitați acolo după munți, răsare soarele. Să vă arăt acest răsăr de soare și zgomotul, de fapt nu se poate numi zgomot. Te adorme pur și simplu. Am dormit neîntors. Am băut și un pahar de vin. Am băut și o bere cu Alin și nu vă spun cât de eram de obosit, cât de bine am dormit. Superb. Așteptăm să răsară soarele, să filmăm și un răsărit de soare aici, pe insula Braci. Hai să mergem și pe malul mării. Oh, uitați aici, cineva a lăsat o bicicletă. Vă dați seama că aici nu se fură. Chiar în fața vilei avem o terasă faină. Hai cât de bine arată. Și haideți să vedem și răsăritul. Și valurile la prima oră. Ce fain și-au pus șezlungul aici, exact pe această platformă. Ia să vedem cum este și apa. Oh, super caldă, super, super caldă. Sper să nu mă aud. M-a stropit. Așa valuri n-am văzut niciodată. Atât de aproape. Am văzut valuri mai mari în portul Tomis. Când este furtună. Ia uitați. Vine un val mare acum. Super.
mă pun și eu aici pe un scaun și așteptăm răsăritul. Răsare și soarele. Uitați cât iese de frumos. Nu știu dacă se bate, pentru că bate exact spre noi. Să-mi spuneți care este mai frumos, răsăritul de la Constanța sau de pe insula Braci. Haideți să vă mai arăt ceva. Dacă e aici pe alee, ia uitați, cineva și-a lăsat telefonul aici. Șlapii, șapca și nimeni nu se atinge de... Cine poate să fără aici? Fain. Deci poți să lași, uitați, îți lași papuci, lași telefonul, e telefon scump și totul este în siguranță. Dacă stă cineva telefonul la noi, la Costinești, ce credeți? S-a trezit și Ramona. Marcel este încă puțin bolnav, dar își revine. Neața, Ramona! Ramona e ca o sirenă aici pe malul mării. Superb răsăritul este. Îmi plac tare mult și valurile, cum se sparg așa de mal. Zgomotul este... Sunt cam mari, da, nu este de baie, dar și cum am dormit în zgomotul ăsta de valuri? Incredibil. Am plecat să cumpărăm pește, domnul Sorin. Bună dimineața! Am plecat la plimbare ca să mișcăm de dimineață și din cauza că suntem la plimbare, cumpărăm și pește, știi, așa e corect. Așa zic, cred că nu face sport, că nu face mișcare, că mâncăm. Adică trebuie să o pui invers ca să iasă bine la... Te învăț eu, că-s mai bătrân ca tine la... Astăzi vrem să facem o saramură. Nu facem saramură sau borș astăzi? Astăzi saramură. Să fac saramură și noi să mâncăm. A. Nu fi corect cu ascultătorii tăi. Și am înțeles că este o familie de pescari. El pescuiește și mai doamna mult, da, și doamna vinde. Și băiatul și tatăl și doamna vinde pește. Dar este pește proaspăt prins. Păi acum vine cu el dimineața la 8. Ce fain. Îl ține în gheață, știi, până îl vinde. Super. Nu este pește congelat sau ceva. Am luat de la ei și pește spada, au trecut bucăți de alea mari, ton, dorada, au lup de mare. Mai pune femeia în borcane niște ton foarte bun. Și fac și pateu sau ce vrei tu, știi? Dar e foarte, foarte gustos, foarte bun. Pateu de pește nu am făcut niciodată, dar este o idee bună. Ei, nu e foarte greu, nu e foarte greu, da. E super bun. E
deja cald, e 7:30, cât e ceasul? Un fără un fel. Cam așa. Am plecat cam târziu, noi de obicei plecam la plimbare 6:30, maxim 7. Dar a fost prima zi și a fost mai puturos, de mâine ne reglăm programul. Da. Aici nu ți-a luat trebuie cărea să vină cu bicicleta, dar am tipat la ea și a lăsat bicicleta. Uitați ce peisaj și zgomotul. Cicadele astea îmi plac foarte mult în culoase, deci zgomotul ăsta, cicadele. Am zis că o să iau și eu la Năvodari și o să aduc pescărușile în schimb. Păi îți culeg eu ultima zi într-o pungă și le duci acolo. Oare se mănâncă? Putem găti ceva din cicade. Încercăm să vedem, dar încercăm. Gustăm, dacă-s bune mâncăm, dacă nu, nu mai mâncăm. Mă duc de seară și prin cicade. Chiar de mult n-am mai mâncat o tocare de cicade. Am zis eu că nu sunt pescăruși aici, dar ia uitați, pe barca galbenă și pe asta. Iar domnul Sorin povestea că anul trecut a pus ca un vultur, o să vă arăt eu la o barcă acolo, pe ceva ață, meșină, vedeți, este ceva care se învârte, ca o pasăre, ca să gonească pescărușii, că altfel uitați ce au făcut pe barca albastră. Deci au și ei pescăruși. Nu le mai aduc. Iau doar eu cicadele. Hai să vedem peștele. Doradă. Și aici? Și Sibas. Sibas. Sibas, Iorada. Și Dorada, te proastă de acum prins tot. Super. Păi să luăm... Câți luăm? Cât un pește de fiecare, este suficient? Sau să luăm să fie plus? Eu zic că este suficient un pește de fiecare. 10. Păi, 8, 10, 10. Jumate. 5, da, 5. 5. Da, fiecare 5, să... Ce frumos sunt. Prins acum proaste. Chiar că arată bine. Și miroase bine, miroase a proaspăt. Da. Oh, astea sunt anșoa. Prova. Poți să provezi. Da. Poți să gustezi. Tuna. Nema tuna, hă? Nema, svea ișo. Mamă, ce bune sunt. Vrea ce bune sunt. Nu le de măsline. Imate tuna, zapeci. Mm. Aha. Zagri? Nema. Să vedeți ce saramură o să iasă. Am plecat cu captura. Avem aici, cred că sunt 6-7 kg de pește. Și doradă și biban de mare, dar nu de acvacultură. Prins de aici, de dimineață. Mama mea, să vedeți ce gustare, saramura mea. Hai să o cotim altfel, Silviu. Numai motorii vreo 20.000 de euro, 25.000 de euro. Asta este barca care... De când? De mâine. De plouă, putem să... Da, de mâine. Oricum ne plouă pe acoperiș. Alin este super încântat. Păi uite sus, e de 12 persoane. Toc. Motor de 250 de cai. Cu piele. Da, boxe. Mamă mia, cum arată. Silviu, crescut pe litoral românesc, primul că a văzut boxele. A, mi-a intrat în obișnuință, da. Vorbeam cu Silviu de ce am cumpărat. Deci am luat niște pești de captură. Am luat 10 pești mari, uriași. Mari. Putem unul dintre noi. Da, așa. Și a costat 6 euro de pește. Dacă îți mai faci o garnitură, un orez, o mămăligă, niște cartofi prăjiți, ajungi la max, și cu tot cu salată, ajungi la maxim 10 euro să mănânci la prânz. Da. Super lux, fiță, da, boierește. Da, așa este. Pește proaspăt. Te mai costă micul dejun un 5 euro, că ți-e un iaurt, un salam, niște ochi. Nici atât. Te costă, da. Și să zic, seara, dacă mănânci la fel ca la prânz, încă un 10. Deci 25 de euro pe zi mănânci aici. Așa lux, este. lux, adică super cracker. Asta era mai ieftin, vreo 2000 ceva de euro, 3000, că erau astea 20 de euro. Dar nu se compară, uite. Asta e mai vechi, asta are vreo 10-12 ani, asta e de 2 ani, din 2021. Asta. Uitați cum este apă.
Alin stă la, da, stă la coadă să, să luăm ceva pâine. Uitați, ăsta cu colac. Ăsta se face în Ungaria. Da, cum miroase, Serbia. Cum miroase aici. Le făcea bunica când era mic, ăsta cu colac. Da. Colac cu mac. Și astea arată bine. Foarte bun. Și miroase, păi le fac aici în spate. Da, da, da. Tot este proaspăt. Plăcintă cu carne. Fain. O să merg imediat cu Alin să curățăm peștele pe malul mării. Alin s-a dus să aducă două berci reci, să nu spuneți la nimeni. Iar eu vreau să văd cum este apa în piscina. Ha, ha. Uitați-l pe Alin, l-am prins în flagrant. Mama mea, ce bună este apa! Oh, oh, oh. Și destul de adâncă! Oh, mă, Nec, ajută! Aici la mijloc e chiar adâncă. Eu știu să nod, dar nu cu camera în mână. Asta nu prea rezistă la apă. Gata, mergem să plățăm peștele. Să facem o saramură. Ca la năvodari. Veniți la braci. Ce vine din mare se întoarce în mare. Peștele este pregătit. I-am dat ceva sare și puțin ulei de măsline să-și tragă gust. Sare mare. Uitați. Așa. Legumele sunt pregătite. Avem ardei gras roșu, ardei galben, ceapă, usturoi, ardei iute. Ăsta o să-l coc, dar fiecare își pune farfurie pentru că trebuie să mănânce și copiii. Roșii, deci toate astea intră pe grătar. Inclusiv usturoi, ceapă, toate intră pe grătar. Peștele, avem aici și ceva verdeață. Alin o să vină să ne arate cum este cu grătarul. Prima dată, după aia mă descurc singur. Mama mea, ce saramură o să iasă. Eu de obicei la saramură pun peștele întreg, dar acum este prea mult pentru ce ne trebuie nouă și zilele astea vrem să facem și un borș de pește, adică o să fac un borș de pește ca la năvodari. Cred că știți rețeta, așa că căpățânile de la pește le păstrăm, le băgăm la frigider și o să le vedeți într-o viitoare filmare. Legumele sunt toate pe grătar. Mama mia, ce bine arată! Și uitați cine este lângă noi. Nașu! Înviat din bord. Da, el se simte puțin mai rău, este răcit, dar i-am zis eu că până mâine o să fie ok. Mâine, până mâine ciocnim deja ceva. Noi ciocnim și acum? Eu numai mâine. A făcut un test de sarcină, de COVID. Marcel. Și n-are COVID. Cred că e doar o mică insolație. Ia uite. Uite Alin ce face. Ia uite Alin ce face. Păi, dacă nu, asta e, nu știu, superlativul la tot ce se poate întâmpla în viață. Pe cuvânt. E... O să coc toate legumele și după o să le pun deja aici, să am câteva roșii coapte. O să pun tot aici cu ceva sare și după le curățăm. Le tocăm și o să intre tot la saramură.
Miroase aici extraordinar. Vedeți ce folosește Marcel? Satârul sârbesc. Cel mai șmecher satâr. Da, s-a obișnuit cu el și cred că... Măi, o plăcere să... Da, da, da. Ăsta e adevărul. Da. Stai să le filmezi și Saramura, Alin. Silviu, uite ce puțin rămâne. Atât este ok. Dintr-un... Atât este ok. Nu, cu puțin, puțin usturoi o să iasă perfect. Saramura este pe foc, am pus-o în două oale pentru că a fost foarte mult pește. Legumele, toate, cu tulpinile de la pătrunjel. Aici am pus 3 dorade și 3 sibas. Aici cu două. Se vede ce fain o să iasă. Mai zi o dată, Ramona. Deci face poză. Da. Test de sarcină. Testul COVID. Așa zice acum, test de sarcină în loc de test COVID. Din păcate nu o să devin o mică, că ești negativ. N-o să rămân... Nu o să devin o mică, că ești negativ. Păi da, și pui pe thumbnail, are sau n-are Marcel? N-are. Alin ne ajută la mămăligă. Saramura fierbe fain. De când începe să fiarbă, cam 25-30 de minute o lăsăm. Oh. Gata, Saramura. Mămăliga a făcut-o aia. Aici am făcut și un mușdei. Cine vrea mai iute, îi pune puțin iute. Asta? Nu, de metal. Mama mia. Este mai după amiază și domnul Sorin ne-a dus într-o localitate, se numește Bol, tot pe insula Braci. Foarte, foarte frumos. Uite așa pe o bărcuță mică, mi-ar place să dorm într-o noapte. Să aibă, nu asta prima, a doua, să aibă o mică cabină și să mă bat așa valul. Cât de fain! Ramona doar ce mi-a mâncat din înghețată. Puream să vă arăt înghețata mea și Ramona doar ce mi-a mâncat. Eu am luat înghețată Valentina, nu? Și am zis că e cea mai bună. Ce mustăcios simpatic. €4? Da, ca se ducă până la plaja aia unde mergem noi la pensiune. Aha, aha. Picnic, €15. Te duce cu barca, €4. €15 să mănânci ceva.
Uitați cum este apă. Și aici cred că are 5 metri adâncime. Dacă nu mai mult. Uite așa o bărcuță mică aș vrea să dorm în ea, o noapte. Feribotul. Aici este ca o mică piață cu de toate. Și noi am cumpărat de dimineață, dar aproape de noi, am făcut o mică plimbare, ați văzut, găsește absolut orice. Smochine, oh. Ulei, credeam că este rachiu, dar am văzut un magazin unde au și rachiu. Busuioc. Mama mea, câta cireșe de bani, n-am văzut niciodată așa mare. Ulei de măsline, miere. Uitați, aici e o barcă de viteză, este cam 1.000.000 de euro și are între 1.200 și 1.500 de cai, mi-a zis domnul Sorin. Uitați cum arată. Dar totuși prefer pe aia mică, să-mi dea cine să dorm o noapte în cabină. Haideți să vă arăt și o casă faină de tot. Piscina e acolo. Îmi place maxim această zi. Designul este fain. Și piscina este acolo. Vezi cum îi tuzi la geamuri, așa se deschide și aici. Când nu stai acolo, se închide astea. Da. Nu mai da. N-am mai văzut sistemul ăsta de... Dar uite ce piscina faină. Da. Cât e o vila de asta, domnul Sărbă? 3-4 milioane, da. Da, păi uite că e mult țin spate, știi? Da. Dar aici... Adică poziția asta poți să cer cât vrei, că nu mai se construiești nimic. Exact, plin, adică exact. N-ai... Dar foarte interesant sistemul ăsta de a închide să nu-ți bată soarele. E prima dată când văd și eu. Nici nu am mai văzut, vezi? Automate alea de sus.
chestia asta. Da. Se arată foarte extraterestră, ăștia foarte interesant. Au grădini în spate, parc, vezi? Cred că e mai mult de 3-4 mii de ani în vila asta. Valoare nu mai mare, normal. Da. Aici încă două vile superbe în construcție. Uitați ce design fain. Iar aici una terminată, dar uitați cum arată. Ce alee de accesare. Ia să putem filma pe aici. Oh, sunt oameni înăuntru. Haide să vă arăt ceva aici. Ia uite ce gașcă de urecheați. Ia uite urecheații. Băi, Marcel. Băi, Marcel, măi. Uite-l și pe Trump. Ăla e Zoro. Aia Acțipilda. Uite-l și pe Putin. Marcel, salut. Ia mai e unul aici. Ia uite ce gașcă aici. Așa o să am și eu în curte în curând. Urecheații. Salut! Ce o să-i scontier? După cum se nu s-ar putea să... Cred că este concert, da. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
se termină bateria la cameră și trebuie să închid acest video pentru ziua de astăzi. Ați văzut și dumneavoastră atmosfera de pe insulă, totul foarte liniștit. Unde e discotecă, e discotecă, lumea se distrează, în rest, uitați, liniște, se au doar cicade, valuri. M-a surprins această insulă, este peste imaginația mea, vă recomand să veniți aici. Mulți tineri, dar nu am văzut români deloc, sunt foarte mulți nemți și austrieci și italieni am văzut. Ați văzut cum se distrează lumea. Totul este perfect. Eu vă mulțumesc, vă spun la revedere și nu uitați, ținem legătura. Ne vedem mâine.